niște animale cu adevărat unice, care și-au dezvoltat niște aptitudini acrobatice să trăiască confortabil în regatul rocelor de gheață. Au urcat mai sus decât orice alt animal, dar în fiecare vară sunt nevoite să coboare în câmpuri unde le așteaptă prădătorii. Salut, prieteni! Sunteți pe canalul Red Zebra și în episodul de astăzi vom vorbi despre caprele de zăpadă sau caprele zăpeților. Așa că așezați-vă cât mai comod, puneți un like și să începem! Munții stâncoși ai Americii nu sunt cel mai bun loc pentru trai, temperaturi scăzute, vânturi puternice și vegetație săracă. Principalele motive pentru care aici se găsesc foarte puține animale, dar caprele de zăpadă sunt o excepție. Capra zăpezilor este un animal destul de mare. La lungimea corpului de 1,5 metri, masculii cântăresc undeva 100 de kilograme. În ciuda dimensiunilor, acestea au devenit experți în alpinism. Copitele despicate și ascuțite le permit să se prindă de cea mai mică proeminență din stâncă, iar picioarele puternice pot să urce pante cu înclinația de peste 60 de grade și toate acestea la înălțime de până la 4000 de metri. Partea exterioară a copitelor este foarte rigidă, ceea ce oferă o stabilitate excelentă. Înăuntru se află o bază moale, care absorbe denivelările. Arsenalul alpiniștilor și blana lungă și albă le permite să întâlnească iarna agresivă chiar pe stânci, unde se mulțumesc cu rezervele sărace de hrană de sub zăpadă. Pentru a supraviețui, caprele sunt nevoite să mănânce aproape toate felurile de plante. Anul împrejur, caprele zăpezilor trăiesc mai sus decât orice copaci înalți și prădătorii, chiar și cei mai curajoși, nu pot să tulbure liniștea acestor pusnici. Cu toate acestea, odată pe an coboară. Astfel de călătorii pot fi foarte periculoase, de exemplu întâlnirea cu puma, care știe nu mai rău decât caprele potecele de munte. Dar asta se întâmplă atât de rar încât prădătorul nu are o tactică clară de atac, iar pentru a vâna alpiniștii pricepuți, doar curajul nu este suficient. Doar peste o secundă după atac, tânăra pisică conștientizează toată absurditatea situației. Prada ei n-are de gând să fugă, fiindcă asul caprelor de zăpadă este abilitatea de a-și ține echilibrul pe marginea prăpastiei. Și acest mascul nu doar că își păstrează poziția, dar și folosește activ coarnele ascuțite. Laba cu gheare a pumei prezintă un pericol ascuns. Pe lângă blana densă, țapul însă e protejat și de o piele groasă, care nu e atât de ușor de rănit. Cu tropăitul copitelor, încearcă să alunge prădătorul, după care trece în contraatac. Țapul demonstrează un calm de invidiat, atâta timp cât inamicul lui este nervos și caută o cale de ieșire care se dovedește a fi simplă, retragerea. Pericolul poate veni și din partea urșilor bruni. Mânați de foame, prădătorii deseori fac chestii disperate. Ca să-și hrănească puii, mama este gata să alerge pe versanții stâncoși. Turma se îndepărtează ușor de ursoaică, dar ea se pare că nu vrea să se dea bătuta. În sfârșit, se apropie de capre, iar ele se despart, lăsând dinamicului o alegere grea. Se pare că ursoaica n-are nicio șansă, căci pentru capre asta e doar o altă plimbare, iar pentru urs o cursă adevărată, în care prețioasele puteri se apropie de sfârșit. Chiar și familia, care pare că este prinsă într-o capcană, are șanse să supraviețuiască. Adăpostindu-se pe marginea prăpastiei, capra încearcă să sperie prădătorul. Pentru ursul tânăr, asta e o pradă mult dorită, dar necătând la ghearele sale, labele ursului nu sunt făcute pentru a cuceri stâncile. Tentația e mare, dar următorul pas poate deveni fatal. Așa că acestor capre le rămâne să aștepte liniștită până răbdarea ursului nu se va termina. În sfârșit, acesta înțelege că așteptarea n-are niciun sens. Dacă întâlnirea are loc pe câmpii, ceea ce se întâmplă foarte rar, ursul este în zona lui de confort și are șansă să ajungă prada, căci în ciuda dimensiunilor sale este un vânător foarte rapid. Odată cu începutul sezonului de împerechere, masculii se luptă pentru femele, dar spre deosebire de berbeci, ciocnirile directe sunt aproape excluse, căci o singură lovitură cu coarnele foarte ascuțite poate duce la o rănire gravă.
Femelele însărcinate la sfârșitul primăverii pleacă din turmă ca să nască unul sau doi pui fără bătaie de cap. În asemenea condiții, deja primul minut din viață se transformă într-o încercare și puiul singur trebuie să depășească cele mai dificile obstacole pentru a supraviețui. Dar deja foarte curând, împreună cu mama, va pleca într-o călătorie mult mai periculoasă. Și urșii negri pot să intervină în calea ungulatelor, dar spre deosebire de cei bruni, sunt mai puțin periculoși. Un inamic mai periculos este vulturul auriu. Stâncile creează fluxuri de vânturi care sunt potrivite pentru planare, așa că prădătorii uriași cu pene de asemenea consideră acest loc neospitalier casa lor. Pentru a vâna iezii, vulturul auriu folosește tactica lui verificată. Se repezește brusc la victimă, o apucă și o împinge în prăpastie. De aia mama este mereu cu ochii în patru. Cu propriul său corp încearcă să protejeze puiul de atacul care vine din aer. Asta complică mult misiunea prădătorului, căci masa caprei ajunge cam la 90 de kilograme. Drumul spre câmpii este plin nu doar de prădători, dar și de alte obstacole, râuri. Este o cursă de supraviețuire atât pentru generația în creștere, cât și pentru cei adulți. Dar nu există cale de întoarcere și puii trebuie să riște cu propria viață pentru a ajunge pe celălalt mal. Și toate astea de dragul sărurilor, căci mineralele importante sunt absente în dieta obișnuită a caprelor, dar joacă un rol important în toate procesele din organismul lor, precum creșterea lânii și a coarnelor. Sătule peste câteva zile, caprele se întorc înapoi pe meleagurile sale. În general, prădătorii nu provoacă daune semnificative populației acestor animale. Mult mai multe capre mor din cauza avalanșelor. Conform informațiilor oficiale, în America de Nord, populația caprelor zăpezilor ajunge la 80-120 de mii. Nu prea mult, dar având în vedere habitatul, această specie depinde mai puțin de activitatea umană. Așadar, datorită zonelor greu accesibile, aceste animale unice nu sunt amenințate de nimic. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!